fost acolo, doamnă, doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, în mână eu am pus mâna, am luat și o bâta și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. Le-am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, cam parte, în capul străzii și cam tenis și veneam încă, veneam acasă. Și când a venit, tata era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră mă pune ce ați făcut. Ei mi-au spus ceva despre un copil, că voi vreți să luați copilul acela. Da, dar ascultați, sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acum am stat de vorbă cu ei, că am avut o scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi, o oră, adică. 3600 de secunde. Și după... Nu vor să-i dea? Da, și după aia când a fost, ăștia s-au dus cu mama, sora mea, cu mama, dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră. Și ei ia la tine la bătaie.